Ați discutat cu Nicu Ciordan și cu ceilalți primari de sectoare, nu știu, cu primarul de la sectorul 2, spre exemplu, sau de la sectorul 1, ca această acțiune, da, de curățenie generală să se extindă la nivelul Bucureștiului și să avem un București, așa cum spuneți, verde și curat? Eu sunt convins că ceilalți primari să le știu ce au de făcut. Nu au nevoie de mine ca să le spun. Dar poate o acțiune comună, nu știu, n-ați luat-o în calcul? Dacă avem zone în care am putea să intervenim în comun cu forțe, ar fi interesant. Dar acum următoarea noastră acțiune puternică, bine, ceea ce vorbim noi acum se întâmplă chiar în timp ceea ce vorbim, adică se întâmplă permanent. Dar o să avem o acțiune foarte mare în 25-26 martie pentru curățarea zonei lacului Mori. Acolo unde vor fi implicați? Vorbim foarte mulți voluntari. Foarte multe forțe și voluntari. În ce constă această acțiune? Păi la cât de mare este zona aceea, avem nevoie de prezența, mă gândesc eu, 400 de oameni. Și mi-am propus să ducem cel puțin 400 de voluntari. Ceea ce nu e puțin, adică e mult. Și unde cum îi luați pe acești? De unde îi luați de pe acești voluntari? Ea. Ați început deja înscrierile. Da, de pe Facebook îi luăm.